Votul pentru alegerile prezidențiale de astăzi din Siria a fost prelungit cu 5 ore pentru ca toți oamenii să aibă timp să meargă la urne. Scrutinul este calificat drept o farsă tragică de către comunitatea internațională, în contextul în care țara se confruntă cu un război civil care a făcut până acum peste 150.000 de victime. Este pentru prima oară după jumătate de secol când în cursă s-a înscris mai mult de un singur candidat la prima funcție în stat. Foarte puțini dintre sirienii stabiliți în România au mers să voteze și spun că alegerile sunt controlate de guvern. 15 milioane de sirieni au fost chemați la urne să-și aleagă președintele. Alegerile sunt organizate doar în zonele controlate de guvernul lui Bashar al-Assad și pentru prima dată în 50 de ani în cursa prezidențială s-au înscris și alți politicieni în afară de președintele aflat la putere. Televiziunea de stat din Siria a transmis imagini cu momentul în care președintele Bashar al-Assad a mers la vot. Același lucru l-au făcut și contracandidații săi. I think Syria now is the new one, is the victorious. We have done it and I think now we got rid of all the negative consequences. Hopefully that we see all people who left Syria to go back. În România, cei peste 1000 de sirieni înregistrați în evidențele ambasadei au putut să voteze săptămâna trecută. Puțin dintre ei au făcut acest lucru. Este și cazul a doi medici stabiliți în România de mai bine de 30 de ani. O mascaradă, de fapt. Nici vorbă de alegeri. Într-o țară de 3 ani de zile, într-un război, într-un guvern care nu controlează țara, eu nu văd cum să fie alegeri. Nici vorbă de 3 candidați. E unul singur. E un regim care vrea să banalizeze tragismul. Da? De ce spun lucrul ăsta? Ceea ce se petrece în Siria la ora actuală, sub privirile comunității internaționale, e de un tragism rar a fost întâlnit în istorie. Oficial, cei 3 ani de război civil din Siria au curmat viața peste 150.000 de oameni și au obligat alte 3 milioane de oameni să se refugieze în afara granițelor.